Părăsiți sensul giratoriu la a doua ieșire. Asta e statut. Așa s-ar putea. Posibil să fie două drumuri spre Părstov, nu știu. Cam un doi este în aceeași scurtă zonă. Păi frate, da, ieșit bivolul ăsta din parcare, aș fi parcat fiind fără jenă. Fără jenă, mă, frate, mă, fără jenă. După ce că are ataș, are... Deci, nu trebuie să circule. Dar putea să aibă răbdare, să trec eu. Nu, uite, am pe cineva în spate, pe nimeni, pe nimeni. Pur și simplu mi-a intrat, pur și simplu mi-a intrat aici în cale. Aici zice să faci? Nu, peste 50 km. Deci, într-adevăr, cred că mă duce pe unde trebuie. Magura. Magura, trebuie să fim atenți. În 400 de metri, rămâneți pe partea dreaptă. Nu înțeleg de ce. Te vezi? Face Părstov spre dreapta. Probabil primul spre dreapta e... Rămâneți pe partea dreaptă. Scriitor rupestre, Boziorul. Toate lucrurile pe care le atingem. Iar în această categorie intră și... Poftim, păcat că? Că n-am putut să mai rămânem. A. Ai văzut, a venit furtuna. Nu aștept. Dar până să vină furtuna, aveai două zile bune. Și plecai pe furtuna. Ai văzut ce ape erau acolo? Da, așa este, într-adevăr. A fost un bine, cumva, că n-am rămas. Că ar fi fost tare greu să... S-a dus cu drumul bun. Nu, e imposibil, e ca ăla la vulcan. Exact, nu e imposibil, dar nici drum bun nu-i. Da, dar că mai avem doar un pic până la destinație. Unduleuri. 4 km. E, aici ești o... Ești curbă, nu-l depăși, nu-l depăși, că nu știi ce vine. Greu practicabil, ba o căruță, ba un fân, ba un biciclist, ba un... Da, e frumos, e drept. Parcă sunt în carusel. Cam abrupt acum. Măi, dar și cu capul dispetează. Amin prima dată. Anina acolo. Cred că ar da. Fi fost da. O cărce.
Dar să nu se înfăie, tau o să îi vină idei. Să nu le superi, că dacă îți bag o coarnă de-aia în mașină... Să uitau ca în chioș palmi la mine. Mi-a fost o frică. Leșilor teamă, mă, sunt niște ani. Da, așa este, ai dreptate. Dar și mie mi s-a făcuse inima cât un burice. Ce-a fost asta? Indicatoare să nu cumva să pună că e rău de urât. Tipic Buzăurești. La drumuri. A fost unul spre stânga, dacă ăla era spre ulmet. De unde să știi că niciun indicator nu spune nimic? GPS-ul zicea că e bine. Mă rog cu GPS-urile, că altfel... Ai talcut? Dumnezeu știe ce fluguri sunt ce traversești. Încă unul. Ce zici tu? Deci încă unul drum la stânga, încă unul pod. Evident, fără indicatoare, fără... La ce-i cu atâtea ape pe aici? Păi, e multe, Bogdan. Aici e două răzgrâuri. Aici mai rău să facă drumul ăsta, chinuit. Virați la stânga. De unde îmi rup? Că pe aici după pod, indicatoare. Dar unde? La Ulmet, uite, Trovans la Ulmet, încolo. Uh-huh. La 400 de metri, cică. Aici o fi locul dar... unde trebuie să lași mașina? Ăsta-i drumul sau... Dar care? Înainte? Că cred că înainte. Aici, că altă variantă nu-i, da. Ăsta nu prea mai e drum. Dacă vine altă mașină, ce faci? Cam complicat. O e prin râu? O să fie complicat, dar hai să mă grăbesc un pic. Dumnezeule mare, nu trebuie să o luăm cu mașina. Mamă, dar mașina n-are putere, frate. Hai să o ducem înapoi jos, Bogdan, mergem răbdare, un pic. Răbdare, doar ai răbdare un pic, ai răbdare un pic, că nu pot, trebuie să trec de punctul ăsta. Alunecă pe pietrișul ăsta, știu. Ți-a zis o lași jos. Acum ai răbdare, deci acum doar ai răbdare, atât îți cer, nu poți să, știu, acum nu poți să comentezi. N-ai unde. Bine ar fi dacă ai putea să închizi geamul, dar cred că nu poți. Motor care nu e suficient de puternic. Asta înseamnă. N-am eu motor de așa ceva. Deci... Uite fântâna. Gata, las-o aici. Clar? Dacă s-ar putea să poată continua drumul. Da, dar e din ce în ce mai okay, rău. Ok, fântâna ca fântâna, dar parcarea în... Asta cred că e zisa parcare, Bogdan. Asta. Și beneficiezi de o reducere de 10%. De asemenea, pentru candidații rute de gradul 1 se acordă o reducere de 25%. Detalii de...